Bebelușul tău cântărește acum peste 2 kg și 200 de grame. Poate apuca fern cu mânuțele. Pielea lui este rozalie și acoperită cu perișori mici. De acum încolo, pielea bebelușului se va îngroșa și se vor forma anticorpi. Indiferent de culoarea finală a ochilor săi, bebelușul se va naște cu ochișori albaștri. De acum încolo, până la naștere, bebelușul are șanse foarte mari de a supraviețui în afara uterului tău. Bebelușul este acum complet dezvoltat fizic și pregătit pentru viața în aer liber. În săptămânile următoare, va continua să se depună grăsime sub pielea sa pentru a-și putea menține temperatura corpului. Acum bebelușul are tot mai puțin spațiu pentru mișcări în uterul tău și din acest motiv mișcările sunt mai rare, dar mai puternice. Corpul tău se pregătește de acum pentru naștere, iar încheieturile și ligamentele devin tot mai elastice. Contracțiile uterine devin mai frecvente. Bea multă apă, pentru că acest lucru va preveni producerea de umflături în mâini și în picioare. Evită să ridici lucrurile grele și cere ajutorul dacă e cazul. Dacă începi să devii tot mai neliniștită pentru că se apropie nașterea, discută pe forumul Odiseea Sarcinii de la Despre Copii cu alte graviduțe și mămici. Citește despre stadiile travaliului, despre reducerea durerii și tot ce se poate face pentru o naștere cât mai ușoară. Studiile au dovedit că frica de naștere poate duce la o naștere mai lungă și mai dificilă. Din acest motiv, e bine să fii cât mai informată. Dacă tatăl bebelușului nu va fi la naștere, fie că nu vrea, fie că nu poate, și nu vrei să fii singură în momentele acelea, discută cu mama sau o prietenă să fie alături de tine.